Salutare, prieteni! Suntem din nou la Cronicar după ureche, iar invitatul meu de astăzi este actorul, regizorul, profesorul și până de curând directorul de teatru, Gelu Colceac. Bun venit și mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația. Bine v-am găsit! Și dacă tot v-a făcut această prezentare, spuneți-ne, dacă puteți, care din cele patru calități pe care le-am enumerat v-a fost cea mai dragă de-a lungul activității? Sau care v-a produs cele mai mari satisfacții? Dintr-un anumit punct de vedere, cea de profesor. Vicine au fost imediate. Ele au fost asemenea medicamentelor. Sunt niște medicamente care le iei și au acțiune întârziată. Da, exact. Așa a fost și cu investiția mea în tineri. Și din punctul ăsta de vedere, a trebuit să treacă un timp ca să pot să am satisfacții. De exemplu, în prima mea generație, nu eram profesor titular, în sensul că n-aveam eu clasa respectivă, eram alături de Demrădulescu. Au făcut parte Dan Puric și Maia Morgenstern. Și după câțiva ani, când ei au început și au ajuns, erau toate premizele să fie cine sunt acum, atunci am început să am satisfacții. Indirecte, nemărturisite, dar importante, pentru că dacă am, ca să nu zic că sunt într-un moment în care gândurile mele despre ce a fost și ce va fi nu sunt prea entuziaste. Și ca să nu zic că e zadarnică trecerea noastră prin lume, am investit în oameni. Deci dacă unii se despomi, alții construiesc clădiri, alții scriu cărți, uite, alții desenează, pictează, unii compun muzică, teatru fiind o artă efemeră, în ideea în care nu rămâne nimic după. Iar dacă martorii care rămân nu sunt teatru. Nu. Sunt doar niște inventar. Da. Un beneficiu de inventar. Atât. Acolo. Teatru adevărat e cel care raportul e nemijlocit între grupul de pe scenă și grupul de oameni din sală. Și atunci singurul lucru concret au fost oamenii. Și sigur că acum îmi face plăcere, mă gândesc cu și aproape că mă feresc să nu devin să nu mă umflu prea tare în pene cu câți actori importanți au trecut și prin mâna mea ca profesor. Și oricum, sunt foarte mulți. Și oricum lucrurile n-au mers despărțite pentru că stau și încerc să-mi imaginez cum ar fi arătat trupa teatrului mic unde ați fost director dacă nu ar fi existat profesorul Gelu Colceac. Corect. Că așa, la un casting, ok, ați avut și o oportunitate fantastică să angajați 20 de actori dintr-o dată, ceea ce se întâmplă o dată la nu știu de. Dar dacă nu i-ați fi știut, ca să nu spun crescut de mici, ar fi altfel. Așa e. Ăsta este un argument. Al doilea argument este că nu pot să doar să predai. Eu nu sunt de acord, mai ales în învățământul artistic, de orice formă ar fi, orice formă de artă, că profesorul nu trebuie să aibă legătură cu fenomenul. Deci, în teatru, dacă ești actor, trebuie să joci. Dacă ești regizor, trebuie să montezi. Să fii antrenor jucător. Adică exact. E foarte... Există dinspre vest, a venit așa, cum vin acum, că acum lucrurile vin dinspre vest. Eu am trăit și când lucrurile veneau dinspre est. Lumina venea de la răsărit. Acum apusul vine de la vest. Da, apus e întuneric. Îmi pare rău, dar nu pot să zic că răsăritul vine de la vest, că de la vest acolo pune soarele. Da. Asta nu înseamnă nimic. Că aș crede în vreo... Da, să nu se interpreteze. Să nu se interpreteze cumva. Dar adevărul este că acolo, începând de la americanii, s-a instaurat ideea că a fi profesor trebuie să presupună să fii numai profesor. Pentru că școlile de artă care erau un fel de școli de manufactură, școli profesionale, în ghilimele, școli concrete, școli practice,
datorită intervenției și datorită felului în care au fost aceste lucrurile, în primul rând dincolo de ocean și apoi și în Europa, s-au transformat în institute de învățământ superior, care presupun toate formele. Toate formele care se cer unui asemenea tip de învățământ. După părerea mea, învățământul artistic e atipic. Și vă dau un exemplu, doctoratul. M-am uitat acum pe proiectul legii învățământului. Atunci când eram rector și am făcut parte din comisia care a alcătuit legea învățământului, era Funeriu ministru, nu mai știu când, m-am luptat foarte tare și am introdus capitolul special despre învățământul superior artistic. Nu era. Era învățământul superior militar, era învățământul superior medical și am introdus învățământul superior sportiv și artistic. Deci, cele două forme de a oferi studii superioare și celor din aceste zone, mai ales pentru a putea fi profesori. Pentru că altfel, nici măcar nu cred că era nevoie. Sunt școli importante în lume care nu au asemenea structură. Oamenii se duc, învață și trec prin ele având scopul de a deveni actori, devin actori și restul nu mai interesează. Adică problema acelei școli nu e cum să ajungi profesor la o școală de artă. Acolo problema este să-l profesionalizezi și să-l inițiezi pe viitorul actor sau viitorul regizor. La noi a început să se dezechilibreze lucrurile și au început încet, încet să fim mai interesați către asta. Cum să luăm diplome, cum să facem masterat, cum să facem doctorat. Am izbutit atunci, vă spuneam, cu ocazia introducerea acelui capitol în legea învățământului, să scriu un articol în care doctoratul să fie, în acest tip de învățământ, un doctorat profesional. Există în afară, tot spre vest, există această formă de doctorat profesional care presupune o treaptă superioară în inițierea oricărui individ, chiar dacă este un artist cu operă, chiar prin opera sa. Opera sa poate constitui munca sa pentru cercetare, pentru că doctoratul e o formă de studiu. Adică... Exact, și asta se-i confere acelei persoane titlul de profesor, să poată și preda. E, la noi nu s-a putut lucrul ăsta. Acum văd că a dispărut complet din capitolul respectiv, doctoratul profesional. Revenind din această mutație în care am, chiar și acum, un ATC, eu n-am mai fost de mult pe acolo, dar sunt din ce în ce mai înclinat către studii de tip au băgat și curs, mi se pare, de antreprenoriat. Sunt mult mai preocupați de ce vor face actorii dacă nu vor putea profesa ca actori. Știți? Adică în loc să fim preocupați să facem niște actori foarte buni, noi deja prevedem eșecul. Asta, cum ar veni la medicină să pregătească pentru viitor vânzător de medicamente, firmele de exact, farmă. Sau asistenți, sau infirmiere, sau brancardieri. Nu e corect, nu e în regulă. De aceea, după părerea mea, și calitatea a scăzut. Am avut noroc însă, eu am avut, în general, în viață am avut noroc. Din multe puncte de vedere. Și cu zona asta despre care vă vorbesc acum, am avut noroc. Pentru că am merit o perioadă extraordinară, am intrat în un ATC, atunci se chema IATC, adus de Cotescu, care mi-a acordat o mare încredere, apoi Cojar, și am fost imediat adoptat, eram foarte tânăr, de marile personalități artistice care erau și profesori la școală, fără a avea doctoratul. Olga Tudorache, Sanda Manu, Mircea Albulescu, Demrădulescu, din regizor Valeriu Moisescu, Cătina Buzoianu
și pe Silviu Purcărete l-am prins, a fost predat un timp. Deci atunci școala era într-adevăr, în școală erau vârfurile lumii teatrale. Lucrurile nu mai sunt așa astăzi și datorită cerințelor școlii, pentru că și școala evoluând sau involuând, depinde de ce punct de vedere privești. Sau pe cine întrebi. Sau pe cine întrebi. A ajuns în situația asta. Eu am fost într-o perioadă, m-am mai prins o perioadă în care nu se mai putea intra în școală decât dacă aveai doctoratul, ce era absurd. Mi-aduc aminte că atunci am invitat să vină pe Iureș, pe Sandu Dabija și n-am mai putut, chiar și pe Caramitru. Și a și fost un timp, dar după aia nu s-a mai putut pentru că era cerință să aibă doctoratul. Și cereau, pe părerea mea, o prostie. O mare prostie și nu am mai avut ce să facem. Noi n-am avut, eu eram deja acolo, n-am avut cât am putut, m-am luptat, dar din păcate n-am putut face, nu numai eu, și întregul grup de profesori de acolo nu erau de acord cu această idee, dar lucrurile veneau din altă parte, altfel, și a trebuit să ne aliniem. Deci, revenind, profesor, în primul rând, datorită acestui tip de investiție, datorită faptului că eu aproape, eu din 4 în 4 ani, sunt invitat la câte o reuniune a unui alt grup de actori care au terminat. Ultima au fost 30 de ani. Generația lui George Ivașcu, Marius Gâlea, Radu Gabriel, acum, în vară, care au împlinit 30 de ani când au terminat. Dar ei sunt undeva prima treime, pentru că începuturile primii au fost Puric, grupul acela cu Puric și cu Maia Morgenstern, apoi Teo Corban, Claudiu Stănescu, mulți. Dacă mă apuc să-i număr, cred că sunt mai mulți decât spectacole făcute ca regizor, sau sunt cel puțin tot atâtea, ceea ce ar fi foarte frumos. Pentru că o a doua mare iubire pe care nu puteam, care a mers tot timpul în paralel, a fost cea de regizor. Asta este un drum care mi l-am găsit relativ târziu. Eu am început ca actor. Da. Eu așa v-am cunoscut, să știți. Da. Și nu știu cât de bun eram eu. Eram undeva, eram ok, eram util, cred eu. Am făcut și câteva filme, dar acum văzând îmi dau seama de ce defecte aveam și că, de fapt, am făcut bine că... V-ați găsit vocația? Da, în altă parte. Sigur că am mai jucat, mai ales acum. Am început atunci, dar am jucat cu totul altfel. Am jucat cu Ștefan, cu Iordache, în Barrymore. Mi-am permis. Eram și regizor și am intrat cumva cu dublu rol. Și acum, mai nou, acum câțiva ani, am mers... Am fost foarte curios să văd cum filmează regizorii din Noul Val și am făcut film cu Nae Caranfil, cu Cristi Puiu, cu Mungiu, cu Netzer. I-am luat pe toți la rând. Sitaru. Mi-a plăcut foarte mult, pentru că am fost foarte curios. Pentru că filmele, îmi plăceau filmele lor, mi-au plăcut filmele care le-au făcut și eram curios cum lucrează. Și am văzut că așa cum... cum să spun eu, cum nu se poate altfel, e că e vorba de multă muncă. În general, în această artă și în film, e vorba de multă, multă muncă. Și talentul îl ai de la, din ADN. Dar dacă nu e muncă, nu. Au fost cazuri de promisiuni mari din punct de vedere al talentului, al calităților, care din varii motive n-au ajuns, dar tocmai datorită faptului că nu au fost însoțite de o cantitate mare de muncă. Și asta am descoperit la acești, nu mai sunt tineri, atunci erau tineri regizori. M-am dus și am făcut și un exercițiu de smerenie, nu de umilință. Eu fiind, cum ați spus, și sunt în același timp. Și pe actor, și mă uit și ca actor, mă uit și ca regizor, mă uit și ca profesor și mă uit și ca manager, ca organizator.
Și asta nu are cum să nu fie simultan, că nu mă pot să trag un macaz, să zic, acum sunt doar asta. Deși a fost nevoie să fac asta, și asta vă spun că acest exercițiu care l-am făcut mi-a folosit foarte mult. La acele filmări, vă rog să mă credeți că am fost cel mai cuminte actor, fără nicio idee, chiar dacă îmi veneau, vă dați seama că n-aveam cum să mă delimitez de ceea ce am tăcut din gură, mi-am văzut de treaba mea și a fost un exercițiu foarte bun. După cum, ca actor, atunci când am jucat regia altor colegi de-ai mei, am făcut la fel. Și asta este un lucru important. Asta mi-a povestit George Ivașcu, mi s-a părut foarte frumos, cum experiența lui în clanul, în serialul ăsta, unde acolo joacă într-un serial a cărui scenarist și regizor este un fost elev al lui Anghel Damian, da? A dat casting cu el ca să intre în serial. Și mie mi-a fost student la masterat, Anghel. Și tot exact așa mi-a spus, este un exercițiu de speriene și cea crește inima în mine când văd că ce vine de urmă, da, e ce trebuie. Și mai ales dacă a trecut și prin mâna ta. Absolut, absolut. Dar asta sunt și orgoliu care îl avem și care ne gândi la așa și ne zice, ai, de ce? Da, e fire. Știți, eu am o parabolă legată de, sau o metaforă, o imagine, o metaforă legată de cine suntem noi în profesorii de artă, de măestrie. Există sportul ăla curling, dacă îl știți, cu cei care aruncă piatra pe gheață. Și uneori vin unii cu niște măturici în față și freacă gheața ca să alunece mai repede. Cam așa suntem. Profesorul în zona asta este ca să nu se ducă în gard. Omul cu măturica. Piatra are drumul ei. Are drumul ei și e de la Dumnezeu dată și talentul și tot. Tu trebuie să ai grijă să o direcționezi și să o faci cu mare grijă, pentru că se poate întâmpla uneori să-i strici traiectoria. Uitați că vă spuneam că eu v-am cunoscut ca și actor. Eu în adolescență am avut norocul să am un far călăuzitor, care întâmplător era actor, dar el mi-a călăuzit întreaga viață ulterior, Florian Pitiș, pe care l-am descoperit în acel minunat spectacol Poezia Muzicii Tinere, unde l-am văzut și pe noastră și pe Marcel Iureș. Da, eram un prieten cu Moț. Iar urmare a acestui impact pe care l-a avut acest spectacol și Florian Pitiș asupra mea, m-am dus la Bulandra și am văzut toate spectacolele în care juca el. Și așa am văzut Tartiuf și Cabala Bigoților puse de toca, de Alexandru Tocilescu, în care ați jucat și dumneavoastră și ați fost și asistent de regie. Da. Acolo mi-am făcut, de fapt, ucenicia. Nu vă spun ce surpriză plăcută a fost când am văzut că ați pus Tartuf la Teatru Mic. Da. Practic ultimul spectacol pe care l-ați pus la Teatru Mic. Da. Și voiam să vă întreb, ce legătură este între acel Tartuf, experiența noastră de atunci, și ăsta de acum? Că este un arc peste timp destul de consistent. Este o mare legătură. În primul rând, mi-a rămas la suflet. E normal. Una e un text în teatru care îl citești și îl știi, și alta e un text pe care l-ai realizat. Adică ai fost într-un... Alta este... Deci una este un sistem mort, care e textul scris, pentru că e un sistem de semne. Ele nu-ți vii. Și alta e același lucru transformat într-un sistem viu, care e spectacolul. De fapt, asta facem noi. Transformăm viața textului. Transformăm un sistem mort într-un sistem viu. Dăm viață a ceea ce acolo e doar în fază de concept. Acel text îl aveam în mine trecând prin, nu neapărat ca o piesă citită, că sunt multe piese care îmi plac și care au fost citite doar. N-am intrat înăuntru lor și n-am făcut parte din acel laborator care le-a dus la lumină, le-a dus la viață. Ori în Tartuf așa a fost. Spectacolul de acum am vrut să fie, chiar m-am gândit să fie un omagiu și n-am mai avut timp, că mă rog, au intervenit, eu am terminat spectacolul când nu mai eram director. A fost așa un moment când m-am precipitat un pic, dar cred că bine am făcut și am zis, gata, nu pot altfel decât dacă las deoparte asta, ca să-mi văd ca lumea de treabă pe partea cealaltă, adică ca regizor, ceea ce fac și în continuare. Pentru că aș fi vrut să fie nu numai 500 de ani, deci să nu fie doar sărbătoarea lui Molière, ci aș fi vrut să fie sărbătoarea lui Tocilescu. Mi-ar fi plăcut.
să fie cumva chiar anunțat. N-a mai fost cazul. Ați gândit să face tot ca diptic cu amândouă? Nu. Dar le-am băgat amândouă. Exact. Pentru că Cabala Bigoților este începutul prolog și în epilog. Exact. Dacă ați văzut, este exact. Da, sigur. Și am luat chiar din Bulgakov. Dar din cartea lui Viața domnului Molière, nu din Cabala Bigoților. Am luat lucruri care le-am dezvoltat în acel prolog și epilog, în care sunt numai textele lui Molière, chiar am găsit un text teoretic al lui despre Tartuffe și din Bulgakov. Deci, sigur, m-am gândit tot timpul la acel spectacol. M-am gândit tot timpul la... Eu am și cavaler acolo. Da. M-am gândit tot timpul la cei cu care eram împreună în scenă. Începând cu Cotescu, care a jucat Tartuffe. Și terminând cu Lumința Gheorghiu, care a jucat Dorin. Tot timpul i-am avut în cap. Ce am făcut însă, și n-a fost un act de frondă, ci pentru că am simțit după atâta timp că ar fi... Că, am descoperit și lucruri noi față de ce am descoperit noi atunci. E că am retradus textul. Am început cu textul tot acela scris de Vulpescu, pentru că Tocilescu atunci a cerut Romulus Vulpescu să traducă textul în proză, textul în versuri. Da. Și a făcut o variantă în proză. Pe Tocilescu l-a interesat să fie vorbit, să fie în proză. Atunci, și adevărat că în vremea aia lucrurile stăteau puțin altfel. Teatru fiind o artă efemeră și fiind atât de aproape de timpul în care este reprezentat, spune Hamlet, actorilor, chiar în Hamlet spune lucrul ăsta, are o conotație, uneori trebuie să țină cont cumva și de moda timpului, trebuie să țină cont de ce dorește publicul, de cum vede publicul lucrurile. După părerea mea, atunci, faptul că s-a jucat în proză Tartuffe a fost o noutate. Iar după părerea mea, faptul că s-a jucat în versuri e tot o noutate. Cam revenit, de fapt, la original. Adevărat că s-a jucat de atunci, nu s-a mai jucat decât în proză. S-a făcut un singur spectacol, cred, în versuri, sau două acum de curând. Unul l-a făcut Mânzgăreanu, la Brăila sau la Galați, nu știu, când au revenit din nou la vers. Vă spunea, Victor Ion Frunză a pus la Metropolis, era tot în versuri. Și Victor, da. Dar acum s-a revenit din nou la vers, când din nou versul pare a reveni, pentru că e un mijloc de expresie. Oldies, da, știți cum e, redescoperim. Și am lucrat, asta a fost partea cea mai... fascinantă. Da, și cea mai grea. Și cea mai grea. Mai ales că nu știu franceză atât de bine încât să traduc fără multe alte lucruri în jurul meu. Iar cu versurile astea alexandrine, dincolo de mesajul pe care trebuie să-l transmită textul, e și forma cu spectatorul, rimează, se potrivește. A fost foarte greu, dar mi-a făcut o mare plăcere. M-a pasionat foarte. O vară, între 3 luni am lucrat, dar a fost... extraordinar, a fost o mare plăcere și am căpătat aproape o dependență, pentru că acum fac opera de 3 paralele național și m-am apucat și am luat didascaliile lui Brecht, care sunt importante și care trebuie spuse. El spune acolo că le spui fie prin tăblițele care trebuie să apară și sunt scrise, care explică unde se întâmplă acțiunea, despre cine e vorba, și multe spectacole sunt spuse. În ăsta lui Mazilu de la Excelsior a inventat un personaj care a văzut spectacolul. Ați văzut? Care un prezentator. Da. Iar eu am găsit o altă soluție, fiind o operă a cerșetorilor, fiind o operă a pornit de la opera Calicilor a lui John Gay, Brecht ca idee. Ea este opera de 3 parale, deci opera a cerșetorilor. Și acest text este la mine în spectacol, cel puțin în momentul ăsta, abia în decembrie să fie premiera, este spus de un cor al orbilor. Care se vede pe scenă? Da, bineînțeles. Care sunt, de fapt, cercetătorii și care sunt, de fapt, cum spune unul din personaje, orbul sau în alta școală a cerșitului. Deci orbul este sumumum de... Da. Adică el stârnește cel mai tare milă. Nevăzătorul. Și am luat acest cor și ce am făcut? Ce credeți că am făcut? M-am apucat și am tradus
din nou, adică am căpătat dependență după Tartuf și am tradus acele lucruri în proză, le-am făcut din nou, dar data asta în vers antic. Deci pentru că e chiar un fel de parodie a corului antic. Și un cor și nu m-am potolit și m-am apucat și am făcut chestia asta și sunt foarte încântat de lucrul ăsta. De puține lucruri sunt, dar de asta îmi place foarte mult. Este un promo foarte eficient la spectacol, faceți lumea curioasă. Da, deci un cor al orbilor care parcurge tot, e un personaj colectiv care tot spectacolul e pe ei centrat, iar textul este, și l-am făcut luând modele din Iliada, din Ovidiu, Metamorfoze, adică am luat modele, n-am făcut numai după ureche, și am luat modele și am... Diversificare. Da, da, la versificare. Pare uneori că ideile, știți cum e aia, cântă zeiță mânia cea prinse pe Ahil pe Leanu, și am zis, cântă zeiță mânia cea prinse pe Jonathan Pitcham, când văzuta pe fata căzută în ghearele lui Mackie. Ceva de genul ăsta, așa. E, și n-am putut să am căpătat dependență după ce am tradus Tartuf. Dar uitați, nu voiam să vă întreb asta, dar acum dacă ați adus vorba, vă întreb. De ce l-ați luat pe Marius Manole în rol? Eu inițial am văzut altfel lucrurile. Vedeam într-un alt fel cu Huțuleac, cu Andrei. Dar... Andrei cântă mai bine decât Andrei Marius. A plecat. Da, cântă mult mai bine. Cântă, dar acum o să fii surprins de cum cântă Marius Manole. Serios? Absolut. Cu vocea lui? Absolut. Nu e sub scenă acolo ceva? Nu, e nimic. Extraordinar. A făcut un efort, o muncă extraordinară și încă suntem de-abia la jumate, dar deja cântă foarte bine. Toată lumea când a auzit că l-am luat pe Marius, pentru că am reconfigurat distribuția. Și atunci am trebuit un raport între Mackie și restul actorilor. I-am refăcut toată distribuția aproape datorită unor lucruri. Am fost obligat față de distribuția inițială să schimb distribuția în funcție de alte distribuții din Teatrul Național. Teatrul Național este un teatru cu 4-5 săli și se joacă mult și în fiecare seară distribuția trebuie să fie în paralel. Și a trebuit să mă gândesc ca să poată fi programat operele 3 paralele, să nu iau un actor din tot teatrul care să blocheze celelalte sări, să nu se poată programa. Și atunci a trebuit să refac gândindu-mă în lucrurile astea, până să încep. Deci pe linie, așa, ca la hockey. Absolut, exact, cu linii, exact, corect. Și atunci, din tot jocul ăsta, a ieșit Marius, cu care am avut emoții la început și el, am zis, hai să încercăm. Cu partea de cântat. Dar vreau să vă spun că până și cei mai pesimiști colegi acum au declarat că jos pălăria, pentru că este Marius este, în primul rând că este absolut special, îmi trebuia un actor special pentru Mackie Shish și vreau să fie un atipic, să nu fie un niciun gigolo, niciun gangster, niciun... Îmi trebuia... Nu neapărat ceva ca el, dar putea să fie ori foarte înalt, ori foarte gras, ori foarte slab, ori foarte mic, ceva, ori bătrân. M-am și gândit la una, fie un Mackie bătrân, care și-a luat de nevastă o fată cu 40 de ani mai tânără, pe Poli, care are 18 ani, se poartă, după cum știți. Da. Dar din tot jocul ăsta și trebuind să iau actor din teatru, că așa mi se pare normal, mergi la Național și faci o piesă, jurul principal, e actor din alt teatru, nu e corect. Trupa mare, adică... E trupa mare, atunci am ajuns la el. Dar acum e foarte ok, toată lumea e... Ne-am liniștit cu Marius. E ok. Muzica e aproape învățată și de-aia pot spune lucrul ăsta. Ce, cu orchestra live? Da, păi da, suntem obligați. Da, știu. Suntem obligați, ne cere... Da, Răzvan a reușit să... Da, a făcut teatru, a prins pandemia, au găsit o justificare și au izbutit. Dar eu mă gândesc că asta va fi în favoarea spectacolului. Da, absolut. Pentru public, plus că e la sala... Mai dacă ai unde să-i pui. La sala mare. Da, voi face.
și va trebui să umplu scena, să fac. E greu. N-am mai făcut acolo. Cred că ultimul spectacol care l-am făcut acolo a fost Cadavru Viu. Poate, nu mai știu. Cadavru Viu. În 2001. Acolo se cer spectacole mari, spectacole ample. E păcat, altfel te duci în altă sală. Eu am văzut la Teatrul Național, Sala Mare, Părinți și Copii pus de Vlad Masaj, care nu este un spectacol mare, că nu are multe personaje, nu are mult decor. Frate, și merg oamenii pe scenă acolo, dau ture și o mișcare, că trebuie să umple scena, adică trebuie să ajungi în colțul ăla, în colțul celălalt. E adevărat. Și scena mare de la Național e o provocare pentru orice montare. Eu o mișorez, o să vin destul de în față. Pentru că nu vreau să actorii să joace cu lavalieră. Vor cânta amplificați. Dar nu vreau să vorbească. Nu cred că e bine. Dacă ați văzut, mare majoritate acolo a spectacolului se joacă așa. Pentru că e un adevăr. Sala nu are cea mai bună acustică la momentul ăsta. Ei vor să facă niște lucruri, au găsit un sistem ca să se audă mult mai bine, vorbesc de noua conducere, de cei care sunt echipați de conducere acum. Dar nu se poate nici așa. Am văzut spectacol la care eu nu știam cine vorbește, pentru că sunetul se aude doar din boxe, din lateral. Actorul este în față și tu l-auzi vorbind de acolo. Și dacă sunt mai mulți în scenă, nu știi cine vorbește. Da, că nu percep sunetul de unde vine. Doar o voce inconfundabilă. Și sunt situații. Și sunt actori tineri care nu prea știi. De public nu mai discut. Da, să știți că e și reversul. Eu am văzut Titanic Vals cu Dan Puric, care nu este amplificat, ci vă spun, eram în lojă, deci destul de departe, și nu auzeam. Jumătate în replică nu le-am auzit. E adevărat și asta e adevărat. Și e cumva asta e o problemă, e o provocare pentru noi, pentru toți, dar inițial a fost vorba să-l punem la Sala Studio, dar după aceea, împreună cu Mircea Rusu, că atunci cu el am făcut proiectul când încă era interimar plin, am decis totuși să-l facem la Sala Mare, pentru că e un proiect care sper să aducă lume, să vină lume. Și o să am grijă ca să această problemă a se auzi, să o fac din motivațiile lor în scenă. Adică să nu fie doar mai tare, cum zice regizorul când stă la jumatea sălii. Mai tare că nu te aud. Să fie mai tare că personajul vorbește mai tare. Că el vrea să se impună. Și merge la Brecht lucrul ăsta. Așa o să încercăm. Adică vorbim să fie jucat. Exact, să fie motivat. Da, ca să ne întoarcem la Tartuf, un singur lucru vreau să vă mai întreb. Cu distribuția. Am văzut că, cu o singură excepție, Laura Oană, rest sunt toți actorii din trupa teatrului. Da. Ați văzut din prima, i-ați distribuit din prima sau da, a trebuit da, să... Nu, din prima. Nu, pe ei știu foarte bine pe toți de acolo. Toți au trecut prin mâna mea, fie la masterat, fie logica n-a fost doamna din anul întâi. Deci știam și am distribuit din prima. Am avut o actriță în locul Laura Oana din teatru, dar mă rog, lucrurile s-a produs, a avut o problemă, n-a putut să participe în prima parte a repetițiilor și a trebuit să o înlocuiesc. Și aș fi luat o actriță din teatru, că avea cine să joace, dar era ocupată în alt proiect care era în paralel. Și atunci a fost un din puținii actori invitați la Teatru Mic să joace, după cum știți, în ultim cât am fost eu manager. Am acest principiu că dacă un teatru are o trupă stabilă de actori, ei trebuie să joace în primul rând. În cazuri excepționale aduci pe cineva. Și consistent, adică nu sunt 10. Sigur că da. Și acum, după infuzia de tineret pe care am făcut-o atunci la angajările alea, acum singura chestie e cu bătrânii. Într-adevăr, dar nu prea sunt bătrâni toate tătele. Aici e o problemă cu bătrânii. Au început să joace cei mai tineri, probleme de personaje mai în vârstă.
E o problemă în general cu bătrânii. E o problemă cu bătrânii în toate domeniile. Deci asta nu e specifică teatrului. La unii nu sunt, că uite, unii, marea majoritate din colegii mei de generație, n-au mai... stau acasă, se ocupă de alte lucruri. Am vorbit cu Florin de multe ori, cu Zanfirescu, mi-a fost coleg, mi-a bun prieten și am fost de... noi ieșim de la 18 ani, că am fost colegi de clasă noi la... noi. Și nu mai vreau, tot insistat să revină, să joace. Nu mai vrea. Mircea, diaconul, tot coleg cu mine, nici el nu mai vrea. Și deși ar putea foarte bine să joace încă. Eu am rămas între puțini. Mai mult la televizor. Eu am rămas între puținii colegi de generație care încă și cu toate motoarele. Da. În altă parte am avut exemple absolut notabile și încă avem, a fost Radu Beligan, e Victor Beciuc, care, da, dar nu care vârsta e doar un număr. Da, nu multe. Adică, da, nu să multe, știți dar... că pe vremuri erau mult mai mulți. Mult mai mulți. Adică rămâneau până nu mai puteau, rămâneau în scenă. Este și un... Eu cred că am mai și o concurență și o presiune mare care vine. Din alte puncte. Da, din alte puncte. Politic, să-i zic, dar nu cred că e nici măcar politic, nu se poate numi. Că le-a venit, gata, și-au trăit traiul și-au mâncat mălaiul, lasă să ne facă și nouă. E rândul nostru. Da, dar în teatru rolurile alea nu le poate juca. Le trebuie jucate tot. Publicul vine la teatru ca să... Mă uit aici la tablourile astea. Să intre într-un tablou. E o parabolă unui chinez care zice că atât de mult i-a plăcut peisajul la care se uita, încât a intrat în el și a dispărut în spatele dealurilor. Și nu s-a mai întors. Deci publicul vine să vadă, să intre. Publicul vine și acceptă în mod deliberat o formă de magie. El acceptă la bun început minciuna. Că nu e adevărat ce e acolo. Da, păi e o convenție. E o convenție. Știi. Acceptă convenția. Și, dar ca să o accepte și ca să își... Ca intrarea lui în acel spațiu să fie până la capăt eficientă, trebuie să fie o formă de magie care să-l și transporte în lăuntru convenției. Uitați-vă la cinema, de exemplu. La cinema, cinematograful este o artă care poate fi percepută și individual. Ca să vezi un film, poți să fii singur fără probleme. Teatru nu. În teatru e nevoie de un grup uman care împreună, pentru că trăirile, ce se întâmplă în sală, modifică ce se întâmplă și în scenă. Absolut, și scena percepe sala, nu categoric, doar... Categoric. Îmi place de multe ori să mă duc în sală și să mă uit din lateral la spectatori, pentru că atunci când, de exemplu, când spectatorul stă să uită în fotoliu, da? Și când poziția, dar întreaga sală face așa, încep să se mute către față, uite așa. Se mute, uite așa, se duc, pentru că atenția și focusul începe să fie din ce în ce mai puternic către ce se întâmplă acolo. Cu cât e mai bine acolo, cu atât publicul e mai... Și sunt momente de lovitură, de schimbări, de... Și toată sala. Sau râsul. Râsul e o altă formă de manifestare colectivă a publicului în raport cu ce e pe scenă. De aceea teatrul e absolut unic. El n-are cum să dispară. Pentru că această experiență e unică. Și are nevoie atunci să fie, nu adevărat, dar verosimil. Verosimil, după părerea mea, este între veridic, care ar fi spre adevăr, și credibil, care înseamnă să cred. Deci combinația între veridic și credibil pentru mine e verosimil. Măcar să fie verosimil. De aceea un bătrân trebuie jucat de un bătrân. Nu poate să fie un tânăr cu bărbi și mustață lipite și cu perucă. De aceea, revenind, e o penurie în teatre de bătrâni. Și cazuri rare. La fete mai Mariana, care joacă, Rodica Mandache, care mai joacă și joacă Rodica,
pe Rodica Negrea, tot am tras, am încercat, a făcut un rol excepțional. Centru de miezi veri. Acum, joacă național, la Tompa Gabor a luat-o în ceva și va fi foarte bine, dar și ea nu mai are curaj, nu mai, cum să spun eu, și încet, încet sunt, lumea uită de ei, dar ei n-au murit. Dar pentru că nu mai sunt în activitate și atunci tot acest lucru, nu că sunt eu bătrân, sigur că sunt bătrân și s-ar putea să pare că vorbesc pro domo, dar mulțumesc Dumnezeu, n-am fost izgonit de nicăieri, am plecat eu. Adică n-am așteptat să mi se spună gata, ai du-te că... Domnului, aveți ce face în continuare. Sper să mă țină Dumnezeu sănătos, că asta e cel mai important lucru. Da, vreau să vă întreb. Pomeneați că ca profesor i-ați avut pe Maia Morgenstern, pe Dan Puric și mulți alții ulterior. Dar și ca regizor ați lucrat cu monștri sacri. Ați lucrat cu Billy Gunn, cu Iordache, cu Dinică, cu Olga Todorache. Cu Irina Sarănescu. Cum era să lucrați cu acești oameni? Extraordinar de ușor. N-aveau fițe de vedetisme. Marele actor n-are niciodată chestia asta. Un mare actor nu are niciodată lucrul ăsta. Ok, nu, dar nu se poate întâmpla ca el să aibă altă viziune asupra rolului, să-l simtă altfel decât... Mi s-a întâmplat. Numai că depinde cum îi pui problema. Trebuie convins. E ca un copil. Sau poate că are dreptate. Se poate și asta. Și au fost situații când... Nu în ce mă privește, să fi avut un moment în care eu să fi cerut ceva și să fi spus nu e bine, hai să încercăm altfel, nu mai țin minte, dar eu în general lucrez, sunt foarte maleabil. Lăsați mână liberă actorilor. Da, și sunt foarte maleabil. Și orice propunere vine, sunt absolut de acord. Le las mână liberă, dar în același timp am grijă tot timpul, să nu îi las să greșească și să greșească când zic asta, nu vorbesc. Am vorbesc de orice vârstă ar avea actorul, să nu greșească în regulile de bază ale artei actorului. Toți marii pedagogi de teatru spun nu lăsa actorul, dacă nu e bine, nu atrage atenția. Nu-l lăsa, pentru că el crede că e bine. Max Frisch spune în jurnalul lui că actorul e un pictor orb. Pentru că nu își poate vedea opera. Și atunci, dacă, mai ales când, în timpul spectacolului e mai dificil, acolo e mai greu. Când spectacolul e gata, e mult mai dificil să mai schimbi. Pentru că el și-a creat, sau crea niște tipare neurologice, e o problemă întreagă aici. E un reflex condiționat la un actor și dacă te-a pus să schimbi, l-ai zăpăcit. Dar și după spectacol, cu grijă, cu atenție, mai poți face niște observații. Sigur, nu esențiale, dar în timpul repetițiilor, în timpul lucrului, e absolut obligatoriu să nu-l lasă să greșească, să nu-l lasă să meargă mai departe dacă a greșit. Ce să greșească? Nu textul neapărat, că se întoarce el dacă a greșit textul. Nu neapărat mișcarea, ci ceea ce ne mână în general pe noi, pe toți oamenii. Și asta este regula esențială și pentru actorul de teatru. Scopul. De ce? Motivația. Să nu-l lași fără motivație să meargă mai departe. Și asta mi-am putut permite să o fac și cu mari actori. Iar și cu Billy Gunn. Maestre, vedeți că aici ce spuneți, de ce spuneți asta? Nu e doar un text. Hai să vedem ce vă determină să spuneți. N-a fost nicio problemă. Pentru că odată că aveam dreptate și o tăierați pe binele lui. Lucrul ăsta. Deci, nu sunt astea. Dar uitați, apropo de asta, mi-a povestit Andreea Grămoșteanu că în Ținutul de Miezul Verii, vezi că ajunsese, aveau asemenea chimie cu Mihai Călin, jucau atât de bine împreună, încât au fost situații, nu în toate reprezentațiile, dar în unele, în care am sărit replici, că nu mai încăpeau, nu-și mai aveau rostul. Transmisesem ce trebuia transmis și de bună știință am sărit peste niște replici. E foarte posibil. Pentru că structura se poate traversa. Când zic asta, mă gândesc la
eu fac o distinție între rol și personaj. Una e rolul și alta e personaj. Rolul e ce e scris și ce e traiectoria și personajul e actorul în situația respectivă. Dacă structura, nu mai e nevoie să spui replica respectivă, se poate sări. Dacă și ei mergeau foarte bine unul cu altul, se completau și atunci de multe ori se întâmplă și asta. De aceea se spune că în teatru actorii, dacă improvizează, se poate întâmpla un spectacol, nu are cum să fie la fel. Nu, ei nu sunt mecanisme care să facă exact aceeași mișcare, să spună cu același ton, să aibă aceeași trăiri. E imposibil. Pentru că și e un om și el are un metabolism al lui în timpul spectacolului. De obicei, metabolismul actorului, adică ființa înăuntru său, cum să spun eu, existența lui fizică și metabolică se opune, pentru că a ceea ce impune el, ce impune actorul să facă, să spună anumite cuvinte care sunt ale personajului, să aibă anumite trăiri, să facă anumite lucruri, să plângă, să râdă. Omul, acolo, în timpul ăla, în momentul ăla, nu-i vine chestia asta. Ori actorul se auto-obiciuiește, se autoflagelează ca să poată să ajungă acolo unde cere personajul și rolul. Și atunci se creează un conflict interior între lucrurile astea. În momentul în care începi să improvizezi, dacă improvizezi și schimbi, poți să schimbi, dar numai în sensul traiectoriilor, în sensul traseului. Există și păreri și au dreptate când spun nu trebuie să schimbe nimic actorul, că se alege praful de spectacol după aia. Pentru că uită de unde a pornit, se duce până alte locuri și ajunge o... De schimbare, schimbare a fost câteva spectacole care erau, s-au jucat mult, aveau succes mare la public și nu mai erau nimic din ce era inițial. Dar nu s-a întâmplat și nu era un spectacol. De 11 ani. Care jucați la comedie. Pensiunea completă. Exact. Păi ăla e făcut de mine. Da, știu. Da, da, ăla se joacă de mult, dar să știți că se menține. Adică n-au luat-o razna, încă m-am mai dus și am mai văzut. Acum se joacă la sala Lucea. Da, da, păi da. Chiar... Dar eu vorbesc, de exemplu, de un spectacol avut mare succes, dar la notara Scapino, cu Mălăele, cu Todosiu. Ăla ajunsese, dar Sandu nu mai. Deci ăla e echivalent cu Dineu cu Projdă, da. În vremurile noastre mai apropiat, da, ca succes la public, da, mă refer. Da, dar nu ca fenomen de care vă spun eu, improvizație, ajunsese să se improvizeze, porneau de la... În timpul spectacolului spunea unul dintre ei ceva, făcea un banc, că nu știa altul. Și începeau să improvizeze. Mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta cu Olga Tudorache. Olga Tudorache atât de bine intra în personaj, încât începea, era o concurență între ea și partener. Dacă spunea schimbat, ea imediat îl prindea din zbor. Și atunci, odată se oprea și nu mai spunea textul, spunea altceva. Dar era al personajului, culmea e, că era, părea că e scris lumea în sală, habar n-avea că la nu-i text scris. Pentru că ea intra într-o relație cu fiul ei, în care o întreba, dar de ce, dar ce ai mâncat azi? Era foarte logică întrebarea. Ea nu era în text. Popescu sau Bodochi trebuiau să răspundă, că au jucat doi. Trebuia să-i răspundă. N-am mâncat sau am mâncat aia așa, și ea începea să dezvolte. De aceea Regina Mamă, că de Regina Mamă vorbesc, putea să țină între 2 ore jumate și 3 ore și un sfert, în funcție de ce dispoziție avea Olga. Dar era o improvizație genială. Și foarte în spiritul textului. Genială. Adică... Jurai că e scris de, că e scris de autor. Ea nu improvizat decât în sens. Celălalt tip de improvizație, că nu e în sens. Și e... Și mai ales de dragul publicului care îl face să râdă, îl face să râdă și atunci există și zona asta. Ok, din păcate trebuie să ne oprim.
simt că avem nevoie să mai vorbim, să ne mai întâlnim, să mai continuăm, pentru că discuția de-abia a început, dar ora noastră a expirat. Vă mulțumesc foarte mult. Așa repede. Da, pentru participare. M-am ambalat eu și am intrat în detalii, dar nu știu dacă... Aveți detalii multe de... Nu știu cât de interesante sunt. Foarte. Cine ne privește. Doamne, vă mulțumesc pentru atenția pe care sper că ne-ați urmărit. Până când ne revedem data viitoare, țineți minte că viața fără teatru e ca împărțirea la zero. Fără sens.